Cea mai mare pensie din județul Suceava este încasată de un fost judecător. Fostul magistrat primește lunar de la stat 32.648 de lei. Locurile 2 și 3 din topul celor mai bogați pensionari sunt ocupate de alți doi magistrați. Unul încasează lunar suma de 31.512 lei, iar celălalt are o pensie de 30.928 de lei. Practic, fiecare dintre cei trei poate să își cumpere la fiecare 6 luni câte o garsonieră în municipiul Suceava. La polul opus, peste 44.000 de suceveni încasează pensia minimă de 1.000 de lei. În total, în județul Suceava sunt 141.769 de pensionari, iar numărul pensiilor aflate în plată se ridică la 156.168.